Vă salut! Astăzi suntem la unchiul meu și la David acasă, într-o mansardă, să punem pe acest peste OSB-ul acesta, să punem lambriu. Lambriul acesta din pin, vopsit, culoare tech. Afară plouă. Deci trebuie să punem holul acesta în L, camera aceasta. Ce este mai complicat, să punem lambriul de jur împrejur la ferestrele Velux. Să luăm folia antivapori, să o prindem bine de jur împrejur. Și apoi să prindem lambriul de OSB. Încercăm să prindem tot timpul lambriul unde vin și grinzile. Și mai avem în locul acesta această cameră puțin mai lungă. Aici am început să punem. Am avut dificultate mare ca să, de când am început. David, da. Închide fereastra. A început să plouă mai tare și... Așa, invers. Cum invers? Trage. Așa. Gata. După părerea mea, este a plătit prea mult pentru el, calitatea pe care a cumpărat-o. El nu merge montat, nici cu cleme. A fost foarte strâmb. El... cred că a avut o umiditate de 20% când a fost frezat și pus în pachete. Pentru că mai târziu, uscându-se, el s-a deformat. Ca să intre unul într-altul, de dimineață am pus, deci de dimineață de la 8 până la ora aceasta am pus doar atât. Foarte greu, este foarte strâmb. O să vă explic cum am făcut și de ce am făcut ca să iasă bine. Nu accept greșeli ca să mergem cu ele sau să găsim scuze, trebuie să găsim soluții. Deci nu intra una între alta, sau dacă intra foarte greu și se rupea buza aceasta de la bizot. Noi a trebuit ca să facem un șablon și să le mai tragem o dată la circular, să mai tăiem din buza aceasta. O să vă arăt acum cum am făcut. Am urcat în podul casei. Circularul. Am făcut acest șablon. Poate vă este familiar acest sistem cu pieptăn. Pânza am ridicat-o la 1 cm și distanța cu tot cu pânză de la margine până la exteriorul pânzei avem 8 mm. Noi mai frezăm 1 mm. Deci noi mai frezăm din partea din dreapta 1 mm. Am tăiat mai mult în partea aceasta ca să se vadă. Dar frezarea noi o facem la același nivel cu falțul. Deci asta este doar de probă. Deci noi venim cu frezarea doar 5 mm adâncime. Aici este 1 cm,
Noi avem aici doar 5 mm adâncime. Și introducem scândura în felul acesta. O introducem și o scoatem și este deja frezată. Acest piepten ne ajută ca să împingă și să țină scândura lipită de firung, iar acesta de sus în jos ca să nu balanceze și să ne iasă, să ne iasă toată scândura uniform. Lambriul pe care trebuie să-l facem este acesta. Trebuie să-l luăm la mână pe tot. Ușor, ușor o să-l facem în vreo 2-3 seri. S-a terminat concediul unchiului și o să mai lucrăm doar seara. În timpul zilei o să lucrăm la mine să punem tabla. Deci acest sistem arată în felul acesta. Am pus două contre pe spate. Am dat găuri cu autoforante în tabla de la blat, nu mă deranjează. O să polizez dacă scoate floare în afară. Deci cu acest sistem o să îl mai desfacem după ce terminăm toată scândura de făcut. Acum o să vă arăt cum punem o scândură din aceasta pe tavan și cum o prindem. De ce este foarte dificil să prindem acest lambriu? Este migălos, nu se pune repede pentru că lambriul nu a fost făcut, nu a fost rindeluit, prelucrat cu umiditate sub 10. A fost sub 20. Tavanul nu este chiar drept, trebuie să lăsăm noi golurile. Mai introducem o pană. Am făcut și acești strângioni. Am făcut două bucăți. Am făcut doi strângioni ca să putem să prindem și să strângem bine lambriul. El mai este strâmb și așa și pe cant. Aici, ca să strângem, am făcut acest sistem. Un sistem excentric. Și strângem. Colciuruburile le prindem în fals. Aici avem scândura foarte strâmbă. Avem aproape un centimetru. Facem același lucru.
Atins sabolul? Nu atinge. Sus. Acum? Atinge. Atinge. Pe partea de sus nu atinge. Atinge. Nu știu unde e. Acum o să desfacem din partea aceasta. Și să punem aici. La mână nu merge ca să îl facem. David. Nu. Trebuie să luăm așa. Aici. Acest sistem se blochează singur. Și mai avem un adaos. Deci în felul acesta o să facem. O să mai facem filmulețe pe parcurs. Când o să începem să îmbrăcăm și glafurile la fereastră. După ce terminăm, trebuie să luăm măsură și să facem șipca de jur împrejur. Holșuruburile le prindem în felul acesta. Holșuruburile le prindem în felul acesta. O să mai prind aici. Apoi vine următoarea scândură care prinde și o să devină la același nivel. O să facem în felul acesta. Apoi trebuie rectificat și dat o mână pe toată suprafața, după ce se prinde și șipca. Apoi se va zugrăvi. Este ora 8:30, de la 8 dimineață, am reușit și noi să facem o singură cameră. Am terminat și noi o cameră de 2,60 pe 4,60 într-o zi. Am mers de la un capăt la celălalt, fără să întrerupem,
chiar și peste fereastră. Acum, în colțuri, am dat găuri. Am dat 4 găuri. Una, două, trei, patru. Acum unim cele 4 găuri și o să tăiem cu circularul cu șină și o să scoatem golul la fereastră. O să tăiem și o să vă arăt cum am tăiat. Nu avem posibilitate ca să filmăm. Poate o să filmăm la următoarea fereastră și cum o să facem, o să punem trepiedul și o să filmăm mai amănunțit. Acum este foarte târziu și pentru astăzi sper că ne înțelegeți. Am reușit ca să tăiem. Am tăiat repede. Ne-am prăfuit destul. Acum luni o să mai continuăm cu celelalte camere, apoi o să facem ferestrele, sunt doar două ferestre, ca să le îmbrăcăm căptușelele și să facem colțarii unde și să facem colțarii pentru căptușeală. Nu am insistat ca să tai, să le fac în 45 de grade, pentru că dura foarte mult și scândura nu este de calitate ca să putem să facem artificii de genul acesta. Cel mai bine este să platuim și să închidem cu colțari la 90 de grade. Și apoi baghetă de jur împrejur. În felul acesta... a ieșit această cameră. O să mai filmez la sfârșit, când o să facem ultima filmare, după ce va fi și baghetele prinse. Până luni, când o să mai filmăm restul, următoarea cameră și holul. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să lăsați un comentariu, să distribuiți și până data viitoare, numai bine!